Hai, copii! Stați, tăci, că se dă-i scările jos. Hai! Într-așa zi frumoasă de vară, decis să nu închiriez o rulotă, un camper. Că-i ghita mai hotel, nici nu e o casă, dar e hotel, ai toate condițiile și mai ales în perioada asta de primăvară, când au ieșit primele raze de soare afară, deci să nu mergem un pic la natură și să ne distrăm cu familia. Casa aceasta pe roți este complet autonomă. Avem lumină pe 3-4 zile și în timpul mersului iese în carte automat. Apă, spațiu pentru a depozita bagaja, are chiar și încălzire și ne permit să călătorim câteva zile, câteva săptămâni și de ce nu, câteva luni. Și altceva. Nu avem nevoie de permise speciale, deoarece poate fi condusă cu un simplu permis categoria B. Păcat să nu te apuci de gătit și înainte să nu bei o guriță de bere, să iei pofta de mâncare. Bine că este în loc de cappuccino de azi dimineață, că rețeta de astăzi prevede un mic dejun. Un mic dejun extraordinar, shakshuka, ouă în sos de roșii. Dar noi un pic ca să-l adaptăm, că sună prea simplu și toate produsele le-am găsit la George Standard, produse exclusive, aduse din toată lumea, top produse pentru Republica Moldova. Și astăzi facem shakshuka cu bratwurst, niște cârnășori fantastici. Eu prima dată am mâncat în zona Sud Tirol, în Italia. Este extrem de gustos și, apropo, conține 93% de carne și păcat să nu mănânci. Ingredientele de bază pentru shakshuka: ceapă, ardei iute, usturoi, ouă și roșii. După asta, fiecare cum vrea, adăugați cumin, busuioc, oregano, paprică, fiecare și gusturi are. Noi astăzi o să modificăm un pic, să o facem așa un pic mai strong. O să adăugăm un pic de fasole și, după cum și-am spus, bratwurst. Punem tigaia noastră. Aici ceapa e întâi un pic mai mășcat, că na, suntem în natură. Ca de obicei, sare, piper la fiecare ingredient și nouă moldovenilor ne place. Afară, un grătar, o bere bună, deși nu și un pahar de vin. Apia ca mai unei ascunsă viața. Le spunem un pic de ulei. Nu, le mișc un pic, deoarece unul la mână, ca să prinească carnea gustoasă sau peștele mai ales, trebuie să pui mereu un pic de ulei sau, dacă nu, iei un cartof și amidonul din cartof faci pelicula asta, datorită la zahăr, că carnea să slipească. Eu am pus un pic de ulei și o să întorc un pic mai des, ca să am o cuptură mai uniformă. Hai, ceapa noastră e gata. Adăugăm roșiile. Un pic ca să le pun întregi. Îmi pui un pic de sare și de piper acolo, așa. Mai bine. Suficient, suficient, nu exagerat. Bravo. Și un pic de piper negru, da? Acum, faza importantă, roșiile, trebuie să facem sosul. Și pentru asta am să acopăr un pic. Dar eu, ca de obicei, sunt mâncășios și nu am multă răbdare. Ia-mi gustă. Bună! Merge treaba, a? Chiar e bun, bun. Alt lucru interesant să combini cu bratwurst e să faci o dulceață așa de ceapă roșie cu vin roșu și un pic de muștar și fantastic. Pentru cei care iubesc să gătească ca mine, un lucru foarte important, să avem un frigider și pentru surprinderea mea este destul de încăpător. Și pe lângă asta și congelator pentru gheață sau mai știu eu pentru ce doriți acolo. Ia nu uitați-vă și priveliște frumoase aici la noi. Eu, dacă sincer, prima dată văd orhiei vechi din partea aslantă a malului, să spunem așa. Și cât de simplu cu rulota să ajunge aici. E pur și simplu extraordinar. Anul ăsta unde plecați la mare?
în Franța, în Italia, în Grecia, în Spania. Da, puteți veni și la mine la un burger în Vama Veche, bățuit în rulotă, comod, fără check-in, fără check-out, fără scari valizele. Le-ai pus în rulotă și ai plecat. Flăcău din sat. Așa, roșiile le-am prăjit un pic, dar am să adaug și un pic de pielate. De obicei, cel mai bun pielat e făcut dintr-un San Marzano. Despre roșii putem să discutăm o grămadă timp. În lume, sunt piște 70.000 de soiuri de roșii. Pe asta cu siguranță nu știți. N-am să adaug mult, am să adaug doar un pic de sos. Așa, nu uităm, ingredientul principal, sare, piper. Eu zic că suntem gata. Bun. Adăugăm un pic de paprică, da, cu siguranță. În cazul nostru e paprică afumată, ca să-i dăm un gust așa mai de afumat. Ok, fasolele. Așa, cârnăciorii. I-am prăjit ca să intensific gustul mai întâi și acum am să-i tai și să-i adaug în sos. Și poate fi mai frumos să stai lângă copii, lângă familie și să gătești în sânul naturii, cum s-ar spune. Adăugăm ouăle și la revedere, pa, adio. Hai tu. Încet. Bravo. Până la urmă puteți înlocui cremvuștile sau bratwurstul în cazul dat cu bacon, cu mai știu eu ce acolo, sare, piper, un pic nu mult, punem căpacul și în cazul dat maxim 5 minute, că, adică na, mie îmi place ca ouăle să fie un pic crude înăuntru, în interior, mai ales gălbănuș și fie așa, știi? Da, vedem. Acuși 5 minute. Suntem aproape gata. Ultimul și ultimul, așa să spunem, să-i dăm, că oricum avem ingrediente destul de consistente la gust, destul de grase, și ca să-i dăm o notă de prospețime, a să-i adăugăm un pic de mărar și pătrunjel. Grătarul are mai multe opțiuni și noi am scos grillul și am adăugat, să-l numim așa, ochiul ăsta de tigaie, că e mult mai comod și mai rapid să coacă ouăle și toată rețeta noastră. Și într-un final, după cum și-am spus, o notă de prospețime, ca așa, pe aici colea. Aveți busuioc, adăugați busuioc. Aveți coriandru și vă place, adăugați coriandru. Eu am să adaug un pic de pătrunjel și mărar. Și atâta să fie. Stingem, luăm o farfurie sau un capac și dăm voi 3-4 minute să înnăbușească gusturile. Doamnelor și domnilor, în sânul naturii, o rețetă extraordinară. Părerea mea e extrem de delicioasă. Partea finală, ca de obicei, partea mea preferată. Și mai o bucățică de ou, și mai un bratwurst, și mai o fasolică, și mai un sos, și o leacă de verdeață. Mă! Amușa. E șerbinte, da, e bună în apă, da. Bratwurstul îi dă consistența de carne. Verdeața, mai că preciză și de bun. Nu-i bun, e prea bun. Cu bucățică de pânică, dacă aveți, sau o bucățică de plășințică, e fantastic. Luați o rulotă în chirii, grătar aveți, o tigaie, la George Standard, după cremvuști și restul produselor de calitate, și rețeta e pe loc. V-am pupat până data viitoare!